Alături de studenți și profesori, la festivitatea de deschidere a noului an universitar au participat și subprefectul județului Sălaj, Lucian Băican, primarul municipiului Zalău, Radu Căpulnașiu, profesor universitar dr. Cristian Haiduc, prorector al Universității de Vest, Vasile Goldiș Arad, dar și Irina Covaci, inspector școlar adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. Festivitatea a debutat cu intonarea imnului universității. La deschiderea evenimentului, conferențiar dr. inginer Aurica Grech le-a urat bun venit celor prezenți la festivitate, adăugând că fiecare început de an este o zi deosebită, mai ales pentru studenții aflați în anul întâi. Bună ziua și bine ați venit la cel de-al 14-lea eveniment de acest gen al Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, filiala Zalău, și anume deschiderea unui nou an universitar, festivitatea de deschidere. Anul universitar 2013-2014. Vă spunem bun venit tuturor, vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența, bun venit bobocilor și așa cum se cade la un început de an universitar, având în vedere că universitatea noastră este bine implementată sau agreată pe plan local de oficialitățile locale și sprijinită și într-o permanentă colaborare cu oficialitățile locale. Ne bucurăm de prezența în mijlocul nostru a reprezentanților la nivel înalt. Tot cu această ocazie, profesor universitar dr. Cristian Haiduc, prorector al Universității de Vest Vasile Goldiș Arad, le-a mulțumit oficialităților pentru sprijinul acordat universității, după care le-a urat bobocilor succes în noul an universitar. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a fost înființată în 1990. De ce Vasile Goldiș? Pentru că în 1907 Vasile Goldiș spunea: avem nevoie de o universitate, de un învățământ superior în limba română în Transilvania. Plecând de la această idee, politica Universității de Vest a fost de implementare a învățământului superior în diverse orașe din Transilvania. Oportunitățile noastre au fost Zalău, satul Mare, Baia Mare, drept pentru care țin să mulțumesc autorităților locale pentru sprijinul acordat aici în Zalău, în județul Sălaj. Vreau să mulțumesc și doamnei director, profesor dr. Grech Aurica, pentru că programul de marketing și programul de protecția naturii este câștigat 100% de domnia sa. Eu vreau să transmit salutul doamnei profesor dr. Coralia Codoraci, rectorul Universității, și a domnului președinte Aurel Ardelean. Mult succes în noul an, celor din anul întâi mai ales, dar și celorlalți. Mulțumesc! Succes în noul an universitar le-a urat studenților și reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Irina Covaci, care le-a explicat studenților cât de important este să urmeze o facultate, adăugând că se bucură că mulți studenți au ales să studieze la Zalău, fiind astfel aproape de casă. În primul rând aș dori să felicit bobocii pentru alegerea făcută. Ați fost deosebit de inspirați să alegeți această universitate, care vă oferă nu doar șansa unei reușite în carieră, ci vă oferă și posibilitatea de a studia acasă. Este un moment deosebit de emoționant, deoarece momentul începerii universității este începutul evoluției unei cariere și a formării unei cariere de intelectual. Vă doresc să fructificați această perioadă, să acumulați cunoștințe, să acumulați deprinderi, să fiți profesioniști adevărați. Despre rolul facultății în viața unui om au vorbit mai apoi primarul Radu Căpulnașiu, care le-a spus studenților că pe lângă faptul că vor obține o diplomă, este important să facă performanțe, dar și subprefectul Lucian Băican, care a apreciat că pe piața muncii de la noi din județ este nevoie de oameni bine pregătiți. La finalul festivității, conferențiar dr. inginer Aurica Grech le-a prezentat studenților câteva date legate de universitatea pe care au ales-o.